Laurențiu Leoreanu și-a exercitat în penultima zi a anului prerogativele de primar al municipiului. Într-o ultimă conferință de presă în calitate de edil șef al municipiului Roman, a ținut să mulțumească romașcanilor pentru încrederea și susținerea pe care a simțit-o de la aceștia preț de două mandate întregi și ceva din al treilea mandat, făcând aprecieri față de rezultatele obținute în 2016, un an apreciat ca fiind unul dificil, dar cu rezultate mulțumitoare pentru Roman și romașcani. Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor romașcanilor pentru că am ajuns într-un moment de final al anului 2016. Un an mai dificil, dar un an cu rezultate frumoase. În sensul că în acest an au fost două alegeri, două campanii electorale, fiecare încărcate cu anumite energii, din păcate multe negative, din păcate cu multe adversități neacademice care nu țin de atitudinea de gentleman, ci de multe ori coborâte la nivelul suburban. M-a luminat bunul Dumnezeu și m-a întărit să mă pot ține deoparte de aceste lucruri, să merg pe drumul pe care părinții mei prin cei 7 ani de acasă mi l-au creionat, iar apoi mi l-am desăvârșit prin instruire și educație, să încerc să-mi fac propria familie, dar și comunitatea din care fac parte, să fie mândri de mine, de atitudinea mea și de rezultatele obținute. Pentru omul politic Leoreanu, anul 2016 a fost unul dificil, marcat de două campanii electorale grele, cea de la alegerile locale și scrutinul pentru Parlamentul României. Dacă la alegerile locale a obținut cel mai bun scor electoral din România, cu 80% în simpatia romașcanilor prezenți la urne, scorul politic obținut la parlamentare a fost unul mult mai mic pentru partid, dar mulțumitor pentru Laurențiu Leoreanu, care și-a obținut mandatul la redistribuire, o procedură electorală de echilibrare a eșichierului politic românesc. A fost anul în care am candidat pentru a treia oară pentru funcția de primar și am obținut scorul cel mai mare a unui primar de municipiu din România, aproape 80%. Le mulțumesc pentru încredere romașcanilor. De asemenea, am obținut unul din scorurile cele mai mari și majoritate absolută în Consiliul Local, 15 din cei 21 de consilieri, ceea ce asigură o bună conlucrare și o bună susținere a proiectelor locale pentru dezvoltarea municipiului Roman. Am participat apoi la un al doilea rând de alegeri, unde pentru prima dată am fost ales deputat în Parlamentul României, adică două rânduri de alegeri din care am ieșit învingător. Unul cu un scor politic extraordinar de bun și de frumos, unul cu un scor politic mai puțin mulțumitor, dar în ambele eu, Laurențiu Leoreanu, cu reușită și cu o poziție care să îmi confere demnitatea și onoarea de a reprezenta municipiul Roman pe romașcani, dar și zona Roman metropolitan, atât la nivel regional cât și la nivel național. Fostul primar al Romanului are mulțumirea că lasă în primărie una dintre cele mai bune echipe de funcționari cu organigramă aprobată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, capabilă să facă față tuturor atribuțiilor care îi revin. El roagă pe romașcani să aibă încredere în viceprimarul Lucian Micu, care va îndeplini prerogativele de edil șef interimar până la organizarea de către viitorul guvern a alegerilor parțiale undeva prin luna mai-iunie. Voi face tot ce-mi stă în putere, tot ceea ce va sta în limitele competențelor mele instituționale pentru a susține municipiul Roman, pentru a asigura o dezvoltare corectă și armonioasă. Am proiecte frumoase pentru Roman care vor continua. Am proiecte în viziune care vor apărea din nou pentru dezvoltarea municipiului Roman și 2017 va arăta acest an. Am o echipă bună în spate, atât în cadrul primăriei municipiului Roman, pe care o lăs într-un aparat administrativ funcțional foarte bine pus la punct, cu un stat de funcție aprobat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și cu o organigramă bine structurată pe compartimente care funcționează ireproșabil. Lăs un consiliu local majoritar care această majoritate va susține proiectele lansate de mine și le va continua. Lăs un viceprimar cu care lucrez de aproape 7 ani în persoana domnului Lucian Micu, care va continua activitatea edilitar-gospodăresc-administrativă aici la Roman, care va prelua în situație de interimat prerogativele mele de primar și le va continua. Am toată încrederea în el
și invit și pe romașcani să aibă toată încrederea în domnul Lucian Micu, pentru că va fi omul care va continua aceste proiecte. Edilul șef a depus la secretariatul Consiliului Local Roman documentul prin care a optat pentru funcția de deputat în Parlamentul României, Gheorghe Carnariu, anunțând prefectura Roman despre vacantarea postului. Reprezentantul Guvernului în teritoriu, la rândul său, anunță Guvernul României despre vacantarea postului de primar al Romanului. La nivelul României există la această dată încă 8 municipii și orașe care au rămas fără primari în urma scrutinului din 11 decembrie.